Terapiile cu ajutorul apei pot face minuni. Tratează afecțiuni locomotorii grave, ne pot repune în mișcare atunci când suntem prea obosiți pentru orice altă formă de mișcare, dar ne tratează și starea de bine. Despre ce este vorba, vedeți în materialul următor. Astăzi vorbim despre o formă de mișcare care îmbină utilul cu plăcutul. Gimnastica în apă sau aquagym-ul s-a născut ca gimnastică de reabilitare în urma unor accidente pentru că, deși este un tip de mișcare deosebit de eficient și pune în funcțiune toți mușchii corpului, nu solicită articulațiile și nici nu crește masa musculară precum alte activități sportive. Aquagym este recomandat mai ales celor cu afecțiuni locomotorii grave. El a venit aici la noi la club pentru, de principiu pentru a învăța să noate și totodată pentru recuperarea lui. Băiatul are tretra pareză spastică, noi lucrăm mai mult pentru întărirea musculaturii, pentru corectarea mișcărilor, care poate să-l ajute eventual după ce își va scoate din picioare care are niște fiare, îl va ajuta mult mai mult la tonifierea musculaturii pentru a merge și a se mișca ca un om normal. Este un fel de kinetoterapie, dar în apă, ceea ce faci tu. De câte ori pentru o persoană cu afecțiunea lui, de câte ori este indicat să vină la astfel de ședințe de terapie pe săptămână? Că vorbim pe săptămână, nu pe lună. Corect. Pentru genul de persoană cu afecțiunea care o are și Mihăiță, este indicat zilnic, dar după posibilități, undeva de 3 ori pe săptămână ar fi ideal. Aquagym-ul implică exerciții de fitness, aerobic și stretching într-un mediu diferit decât cel convențional, precum sălile de sport și anume într-o piscină. Iar exercițiile sunt mult mai ușor de executat decât pe uscat, pentru că apa preia aproximativ 70% din greutatea corporală. Recuperarea în apă și terapia în apă ajută, pot să zic, din punctul meu de vedere, ca un masaj de 60 de minute. Deci e relaxare totală, întinderea mușchilor, întinderea oaselor. Crezi că efortul nu se simte atât de tare? Efortul nu se simte într-adevăr atât de tare pentru că greutatea se diminuează la jumătate. Niște exerciții care mă ajută să mă tonific mai bine. Mă simt bine. La început, da, mi-a fost mai greu. Ai încercat și altfel de terapie pe lângă apă? Da. Da, am încercat și kinetoterapie. Care îți place cel mai mult? Păi, îmi place mai mult notul. Mă și distrez mai mult când exersez. Este un sport care nu necesită rezistență deosebită și, prin urmare, poate fi practicat de oricine, indiferent de vârstă. Tonifică musculatura pentru că antrenează toate grupele de mușchi, însă nu supra-solicită genunchii și restul articulațiilor. Făcând în not, în apă și recuperare în apă, se simt și se văd după plecarea de la bazin, adică în timpul lui liber, când pune mâna să scrie, când pune mâna să mănânce, îl dezvoltă fizic, mult mai bine că stând în scaun cu rotile de atâta timp, a căpătat o formă puțin îndoită și pentru asta îl ajută mult mai bine să se dezvolte mișcarea în apă. A făcut progrese la musculatură, s-a întărit musculatura la mâini și la picioare, că nu avea putere mare. Deci el apucă mâini, dar nu avea puterea la musculatură, că fiind hipoton moale, vă dați seama că sunt mulțumită de not. Gimnastica în apă este perfectă pentru persoanele cu probleme articulare sau de ale coloanei vertebrale, recomandată și în cazul artrozelor. Pe lângă efectele pozitive asupra siluetei, aquagym-ul are efecte benefice asupra psihicului și stării generale. Toate mișcările se execută pe muzică și permit descărcarea tensiunii acumulate la birou și a stresului. În plus, este recomandată tuturor vârstelor, inclusiv femeilor însărcinate până în luna 8-a de sarcină, datorită lipsei gravitației și a impactelor violente.